frate. Gândește pozitiv. Gândește că avem un Dumnezeu așa de mare care vindecă cancerul. Un Dumnezeu care a creat piciorul, a pus osul acolo și are putere să-l vindece. Dacă mai sunt cauze, vreau să le spuneți cu voce tare în viața aceasta. Știți de ce? Dumnezeu lucrează. Dumnezeu vindecă. Dumnezeu iartă păcatele. Și ceea ce nu putem face noi, face Dumnezeu slăvit să fie numele. Iată și ferice de cei ce cred în numele meu, semnele care îi vor însoți. Vreți să vedeți minunea dimineața aceasta? Haideți să credem din toată inima, căci omul din Galileea e astăzi între noi. Dacă mai sunt cauze, fraților.